Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă spune Mihai Mironică, bine ați venit la ProSport Live! Astăzi discutăm, desigur, despre victoria care a fost obținută cu multe emoții de FCSB pe teren propriu în compania ultimei clasate FC Botoșani. Cu această victorie, FCSB s-a distanțat din nou, este la 10 puncte de urmăritoare, de Rapide, de exemplu, care a trăit marea dezamăgire de a pierde la Iași. A apărut și scandalul acesta cu cei doi jucători de la Rapid, care au petrecut după înfrângerea suferită la Iași, într-un club de noapte. Vom discuta de asemenea și despre alunecarea periculoasă a celor de la FCU Craiova până în apropierea zonei minate din clasamentul Superligii. Alături de mine în studio se află Emil Sandoi. Salut, Emil, bine ai venit! Bună ziua, bună seara! Da, suntem așa, la limită. Și Lucian Sârmărtan de asemenea este alături de noi. Salut, Lucian! Bună seara, vă salut cu respect! Avem o distribuție de națională, ca să zicem așa, în această seară la ProSport Live. Emil, când joacă prima clasată în compania ultimei clasate pe teren propriu, te-ai aștepta să fie așa, o partidă relaxată pentru gazdă. Însă n-a fost deloc așa. A fost un 3-2 smuls cu destul de multe emoții pentru liderul campionatului. A, da, un meci pe munchie de cuțit în care rezultatul a balansat așa când de o parte, când de cealaltă. Pentru că după un început fulminant al FCSB-ului, după aceea a venit acea greșeală, acea apreciere proastă a lui Antui, în care... a dat pe lângă minge, pentru că el acolo putea să protejeze. El la fel are o viteză foarte bună. Lopez, care era adversarul lui din acel moment, pentru că era într-un duel 1 contra 1, nu e un jucător de viteză. Deci eu cred că ar fi putut să rezolve faza cât se poate de simplu, s-a precipitat puțin. Și eu știu, jocul a căpătat-o cu totul și cu totul altă turnură. Dar... după aceea ați văzut, a reușit Botoșan să egaleze, mă rog, o greșeală la Caprov sau cum îl cheamă pe atacant, pentru că e nou transferat. Da, un jucător de viteză cu un faul din spate, s-a schimbat iarăși echilibrul partidei. Dar vă spun sincer, să știți că Botoșaniu în ultima perioadă și de când a venit Bogdan Andone, este o echipă mult mai disciplinată decât înainte și cred că nu întâmplător au reușit de rezultatele pe care le-au obținut până acum. E adevărat, au pierdut niște puncte importante în ultima perioadă, pentru că și la Arad și acasă cu Sunt Craiova. Sunt 4 puncte, da? 4 puncte importante. În ultimele minute pierdute. Da, în ultimele minute. Și pe niște greșeli copilărești, poate și pe o doză de neșansă. Uitam și la meciul pe care l-au disputat cu Craiova, acolo în ultimele minute, Țigănașul alunecă o minge pe care putea să o respingă cât se poate de simplu. Alunecă în momentul în care vrea să degajeze, se face 2-2. Dar Botoșaniu, să știți că va mai crea surprize. Adică nu trebuie să ne uităm, da, domne, e prima clasată cu ultima clasată. Lucian, atunci când FCSB joacă pe teren cu Coman și Colaru, lucrurile par să fie mult mai simple pentru echipa lui Haralambus. De regulă ei câștigă când acești doi jucători sunt pe teren. Însă iată, vor veni două etape în care FCSB nu-l va avea pe Darius Olaru. El este golghetorul campionatului, dar devine deja un golghetor și al cartonașelor roșii, putem spune. Da, este o intensitate la acest capitan de echipă. Este un băiat cu un avânt deosebit. Cred că ar trebui ponderat puțin acest jucător, fiindcă te lasă în momentele cheie, momentele importante pe alea jocului și asta nu-i face oarecum cinste. De altă parte, acest copil este într-adevăr într-o formă deosebită, alături de Coman, care într-adevăr fac diferența la FCSB, plus că îmi place și Băluță, care este într-o formă deosebită și s-a adaptat extraordinar. N-am avut nicio emoție. Domnul antrenor aici vede diferit. Eu n-am avut emoții ieri că nu o să-l câștige. Deși de la venirea lui Bogdan, într-adevăr, echipa pare mai organizată, pare, dar diferența de calitate, de valoare, într-adevăr, aveau presiune. Au jucat în 10, erau speriați ce se va întâmpla, că jucăm, suntem în superioritate și n-au reușit săracii să aibă nici măcar o situație de gol. După care lucrurile s-au precipitat așa ușor, dar n-am avut emoții pentru FCSB, care este într-adevăr într-o formă deosebită. Jucătorii sunt la un nivel fizic, la niște parametri destul de înalți și asta se reflectă și în jocul lor. Emil, crezi că a fost corectă eliminarea lui Antui?
Pentru că inițial i s-a arătat cartonașul galben, apoi arbitrul a fost, i s-a atras atenția din camera VAR că ar cam fi condiții de roșu. Da, să știi că nu-mi explic cum a putut să dea pe lângă minge, pentru că până la urmă a fost fault. Păi, trebuie judecat decât aspectul... La cum a dat pe lângă minge. Da, mă rog, greșeală individuală, dar până la urmă poate fi pus în discuție faptul că avea doi coechipieri care ar fi putut să intervină, să ajungă adversarul din spate. Dar nu, eu cred că este acordat corect. Adică este acoperit total arbitrul în faza respectivă. Cred că ar fi fost mult mai criticat dacă n-ar fi acordat cartonașul roșu. Să-l întrebăm și pe Gigi Becali dacă este de aceeași părere. Bună seara, domnule Becali! Bună seara! Eram în momentul în care discutam despre primul cartonaș roșu din meciul dintre FCSB și FC Botoșani. Opinia dumneavoastră este că a fost dictat corect sau incorect? Păi, domnule, la regulament spune dacă are mingea sub control și dacă este o situație iminentă de a înscrie, nu? Da. Mingea era sus la 5 metri. Mingea era sub controlul jucătorului nostru, ca dovadă că el a degajat. Nu? Da. După aia, până mingea cobora, să zice, după aia s-a întâmplat faultul, nu? Că până mingea, dacă era sus la 5 metri, păi până cobora mingea aia, ajungea aia cu 5 metri în față atacantului. Deci nu trebuie să iei că pe poză, adică de ei când pună la flash-ul ăla, trebuie să iei, lasă mingea să coboare și când doare el sub control ăla. Să vedem ăla când doare sub control mingea. Că trebuie să ai inteligență aici, că nu toată lumea poate să ai inteligență. Nu că proștii n-au inteligență. Păi bă, stai să vedem. În momentul când ăsta primește mingea, când cade mingea jos, că acolo atunci poate să o aibă sub control, când cade mingea jos, unde este în Ghezana și cu Daua? Păi tu iei momentul când e mingea sus la 5 metri, păi cum să o controleze? Nu vă îngrijorați. Dar unde era situația iminentă de a marca? Care e situația iminentă de a marca? Da, probabil că arbitrii au ca argument faptul că el ar fi scăpat frontal, așa, pe mijlocul porții și ar fi fost o situație mare. Dacă avea mingea la el, dacă era la el mingea. Dacă mingea era inatinsă și nici nu dată înapoi la mingea la el, mingea era la 5 metri sus când a faultat. El n-a atins-o, mingea nu a fost, nici n-a atins-o mingea atacant. Păi cum să aibă sub control dacă nici măcar n-a atins-o? Și când ajungea la el, se spune că dacă ajungea sub controlul lui, trebuia să cadă pe iarbă, să o controleze. V-a dezamăgit? Care este prima impresie pe care o aveți despre Antwi? Despre cine? Despre Antwi sau Antwi, cum i s-o pronunța numele. Noul fundaș dreapta. Primul meci mi-a plăcut foarte mult. Ăsta, meciul ăsta, domne, a greșit copilul. Și acum, el putea să facă o altă deposedare, că avea timp, numai că el a pus să facă foarte, că a pus să impresioneze. Aici a greșit el, știi? Că el avea timp, adică mingea era... La el o putea controla. Și avea și viteză, și, dar singurul lucru care nu mi-a plăcut că a avut mai mult curaj primul meci decât al doilea, adică a jucat numai în spate. Și asta se reglează, pentru că asta vor vorbi cu el și vor zice, bă, nu mai juca în spate, că tu ai viteză, joacă în față, cum așa te-am văzut. Atât. În rest, n-am nicio treabă. Eu am mare încredere în copilul ăsta. Apropo de faptul că intenționa să aveți o discuție cu el, cu capitanul dumneavoastră, cu Darius Solaru, nu intenționați să aveți o discuție, nu vă îngrijorează faptul că deja strânge multe cartonașe roșii? Păi, dar el, eu am spus și lumea mea, eu n-am vorbit cu el, o să vorbesc și eu cu el, adică, spune că nu se poate controla, păi bă, nu există să poți controla. Nu există să poți controla, adică, înțelegi, adică, mai ales că ești capitan, mai ales că e 3-1, păi ce e intrarea aia? Bine, acum hai să vorbim și de intrarea aia, nu? Bine, să zicem,
eu cred, adică eu cred că intrarea e de roșu. De ce? Chiar dacă nu e cu talpa pe picioarele adversarului, intrarea care a făcut-o el, Darius, e cu prea mare intensitate, așa fel încât poate să ia picioarele sub el și să-i le contorsioneze. Adică să-i rupă piciorul, nu neapărat să-i rup piciorul cu gheata, cu crampoanele. Poți să-i rup piciorul și cu mușchii tăi datorită intensității cu care intre. Adică sub el, adică l-aș lua sub el. Nu înțelegeți ce vreau să zic. Nu? Da, da. Păi și dacă... Da. Dacă nu s-a luat decizia corectă în cazul lui Darius Olariu, de ce sunteți așa de supărat pe domnișoara arbitru? Păi da, stai puțin, de supărat, să spun de ce. Păi pentru că dacă el dădea el roșu arbitru, varul trebuia să cheme, să zică, băi, vezi că nu-i roșu, de ce? Pentru că înainte e faul la șut. Clar. Deci a fost faul la șut înainte. Așa că nu-i dai, mai dai roșu ca dacă a fost faul la șut înainte. Nu? Faul la șut înainte, că văd că nu vorbește lumea. Uitați-vă cum îl lovește de două ori pe șut. Sunteți, am văzut, foarte supărat pe, nu, pe nu prestația domnișoarei arbitru. Mie mi-a plăcut de arbitru, el a dat sărac, galben. A, nu, eu vă spuneam despre domnișoara din camera VAR. Păi domnișoara aia nu-i domnișoară, că nu-i domnișoară, că e doamnă, nu-i domnișoară, domnișoară. Da, nu cunosc, nu. Nu nu-i domnișoară, e o doamnă, nu știu, că vine pe la biserică acolo, la noi, la bază. Acum am zis că o să mai vină, dar așa venea. Înțelegi? Interesant că venea la biserică, la bază, acolo. Da, venea la bază, la biserică, acum cred că o să fie rușine, jenă să mai vină pentru ce a făcut. Nu? Și... am înțeles că, nu știu, e secretara lui Vasaras, nu știu, să mă interesez mai bine. Da, și am înțeles și eu că este secretară. Păi tu pui pe secretară, vezi? Păi țineți-mă secretara, mă, ce acum vrei și cu secretară, aduci și familia toată să-i pui împotriva mea. Băi, luptați-vă toți împotriva mea dacă o să vrea Dumnezeu, peste cap o să se dea. Și Vasara, și Burlean, și toată lumea, degeaba se dau ei peste cap. Că e clar că, băi, două roșii, care sunt două galbene, adică chemat din VAR, bă, la copilul ăla săracul, arbitrul meu, nimica cu el, știi, nu-i nimica, n-am nicio supărare cu el. Bă, m-a luat hotărârile corecte. Dar dacă eu l-a chemat la VAR, ce să fac? VAR-ul spune regulamentul că dacă te cheamă la VAR, dar numai dacă e 100% că e așa. Și el ce să facă? Bă, secretarul lui Vasară, vrei să nu mai mă dea, poate mă dă și pe mine la... vreodată la un campionat de ăsta european, la un meci cu european, îți dai seama. Și după aia face, toată lumea poftilul Vasara, neamul de sclav românesc, care nu avem noi niciun român, care să poată, asta trebuia de la început el, la nivel de cum să spun eu, național, adică cineva care are putere în țara asta, pentru ce faci tu, băi, urleanule? Pentru ce noi chiar suntem ultimii handicapați ai globului? A chemăm un grec acum să ne învețe să ne delege arbitri? Cum adică? Nu înțeleg. Chiar nu știu. Eu că și așa stă în Grecia. El stă în Grecia, de ne că nu, arbitri. Păi ce avem, mă? Sunt handicapați? Bine, dacă sunt handicapați. Vi se pare că Chiros Vasara asta are ceva personal cu dumneavoastră? Sau? Păi, dar, păi spune-mi tu mie, dacă se cheamă din VAR într-o tâmpenie, dacă nu-i dă omul de galben și îl cheamă cândva. Nu? Am văzut că vă place tot mai mult. A urcat foarte tare în ierarhia preferaților dumneavoastră, Alex Băluță. Credeți că el ar putea fi în acest moment chiar un jucător de echipa națională, adică pentru Euro? Dacă eu spun, ați văzut declarația mea, Boman e jucător important, putem fără el. Olariu e jucător foarte important, putem fără el. Fără Băluță și șut, echipa parcă nu are aceeași anvergură. Să facă ce vor. Eu cred că Băluță e jucător de anvergură.
nu știu, treaba lor, nu mă interesează ce fac ei la echipa națională, nici nu mă interesează echipa națională pe mine. Mă gândesc că naționala la Euro o să vă intereseze totuși, este campionat european, turneul final. Dacă joacă copiii mei, bine, dacă nu, eu nu plâng la mormânt străin. Copiii mei, dacă e acolo Coman, mă uit și țin cu ei. Dacă e Olaru, dacă joacă unul din copiii mei, dacă joacă, da. Dacă niciun din copiii mei nu joacă, nu mă interesează nici numai. Poate copilul dumneavoastră Târnovanu să joace. Dar nu cred, că n-ai văzut că și aseară aia trebuia să o pingă, nu să-i o respingă să dea la gol. E adevărat, dar Horațiu Moldovan respinge mingi la antrenamente. Păi da, dar fac ei ce fac și-l bagă pe Ioane, că sunt prieteni foarte buni, că n-ai văzut bine la meciul. Păi da, dacă Târnovanu iese campion, iar Ioane iese pe locul 3, să zicem. Păi da, dar unde e toată familia la meci? Am înțeles, toată familia. E omenie. Dar ce, toată familia nu vine și pe Arena Națională la meciurile FCSB-ului? Păi bine, dar parcă văd mai multă prietenie acolo, adică văd acolo mai multă, nu știu, mai multă bucurie la victorie, mai multă prietenie, mai multă omenie. Eu acolo știu că selecționerul este stelist totuși. A, nu cred. Nu credeți că Edi Iordănescu este stelist? Păi stelist, dar cu CSA. Aha. Cu CSA? Am înțeles. Eu așa cred că e cu CSA, adică nu știu, eu acum nu vorbesc ca mai glumit cu alea, cu menic, cu alea mai glumim. Mai are, sigur, dar, mai glumim, desigur. Dar în privința asta chiar cred, adică că ține cu CSA și că nu ține cu FCSB. Așa credeți că Edi Iordănescu ține cu CSA Steaua? Da, eu așa cred. Na, e o declarație care mă surprinde, dar în fine, dacă dumneavoastră știți... De ce? Eu așa ce nu am cu cine vrea ce caită. Absolut. Vreau să vă întreb dacă... Da, apropo de asta, că ține cu CSA, Marius Lăcătuș a zis că nu mai poate să meargă la meciuri, că se joacă numai amicale. Cum poți să ții cu o echipă care joacă numai meciuri amicale? Păi da, nu știu, treaba lor, dacă ei țin... Domnul Mironic, hai să spun un lucru. Nu știu, Edi nu este un om răutăcios și n-are ranchiuri. Și nu cred că are, adică împotriva mea. Dar majoritatea oamenilor din fotbal, bine, excepții, sunt unele excepții. Care sunt excepții, se știu ei, în conștiința lor. Sunt împotriva mea. Și atunci e normal că țin cu CSA. Sau cum e, nici eu nu știu de ce. Eu aici îmi permis să nu fiu de acord cu dumneavoastră, pentru că eu îi aud pe toți oamenii din fotbal, care n-au treabă cu FCSB, dar pe toți oamenii din fotbal îi aud exprimându-se în cazul echipei dumneavoastră ca fiind Steaua. Toți oamenii de fotbal... Da, păi de ce? Pentru că e legea firii, adică este instinctul. Este instinctul și ei știu asta și dacă îi întreb, da, zic că da. Dar sunt împotriva lui FCSB Steaua. Pentru de ce? Pentru că sunt eu acolo. Ei cu mine au ce au, nu cu FCSB sau cu Steaua. Păi ce au cu dumneavoastră? De ce există acest sentiment împotriva dumneavoastră? Păi asta, invidia se naște omul de când se naște din burta mamei. Este invidia, păcatul invidiei care te naști cu el și care este un păcat care nu e, adică nici nu poți să-i, câteodată te gândești că nici nu poți să-i dai prea mare vină pentru că te naști cu el, ca om. Și atunci e greu să-l controlezi că dacă te naști cu el. Dacă dumneavoastră ați fi în această situație, să aveți, iată, și etapă la mijlocul săptămânii, pierdeți un meci foarte important într-o deplasare și aveți doi jucători care se duc într-un club, cum ați administra situația? Nu concep asta, că nu cred că așa ceva la mine, nu vreau nici să comentez, pentru că așa ceva la mine nu se poate întâmpla. Dacă se întâmplă, e de vină meme. Deci dacă se întâmplă, e de vină meme. Nu mă bag să comentez la alții. Eu vorbim la modul general și ipotetic. Dacă se întâmplă așa ceva, e de vină meme. E de vină Mache, e de vină antrenorul, e de vină Pintilii. Deci cei ce administrează acolo echipa, ăia sunt de vină.
Ați tot susținut că în continuare vi se pare că echipa la care trebuie să fiți mai atent este CFR Cluj și nu Rapid. Păi s-a demonstrat, n-ați văzut ultima. Domnul Mironică, eu așa cred. Adică văd și din stilul de joc, văd din abordarea jocurilor, văd din mișcarea pe teren, văd din simțul puterii unei echipe care nu ca specialist vorbesc. Vorbesc din instinct, din ce văd eu pe teren că joacă o echipă. Nu pot să dau argumente de ce. Așa simt puterea unei echipe, o simt, la CFR o simt. La Rapid nu o simt. Deci nu pot să spun de ce, că nu sunt specialist de fotbal. Eu am făcut toată din instinct, tot ce fac la fotbal. Când mai mergeați la Cluj, pentru meciuri tari cu CFR Cluj, v-ați făcut vreodată fotografie cu trofeele CFR-ului? Bine, nu știu, faci aluzie la nu știu cine a făcut asta. Nu, că de păi la nu Dinamo, oricine, nu. Este conducătorul lui Dinamo, nu e oricine. Că așa, oricine poate să se fotografieze cu acest lucru. Domnul Mironică, hai spun ceva. Sunt unii oameni care ei idolatrizează viața publică. Și idolatrizează, dacă se poate spune, idolatriile. Sau idolii. Sau... Și atunci, oamenii ăștia... Ei când văd ceva, n-ai văzut că eu fac poză cu mine. Zic, măi, dar pentru ce faci, măi, ești nebun poză cu mine? Cine sunt eu, mă, un om ca tine? Dumneavoastră nu ați dori niciodată să vă faceți fotografie cu cineva? Niciodată în viața mea, nici dacă vin toți președinții de state, nici nu veneam, eram Parlamentul European, veneau, a venit și președintele Americii și toată lumea, nici nu m-a interesat tot ce ați facă poze. Du-te, mă, fac poze cu un om. V-am văzut într-o fotografie... V-am văzut într-o fotografie în 1989 cu Gică Hagi, cu băieții aceia din Națională care au bătut Danemarca. Da, am făcut poze cu Hagi, prietenul meu, cu fratele meu de atunci. Deci am făcut, că fiind el acolo, cu bucuria care era. Dar am făcut vreodată poză cu Bumbescu sau cu Iovan sau cu Balin sau cu Ciurcă? Da, să fie, să fie și în poze cu ei. Din întâmplare. Nu ați avut niciodată o persoană pe care să o apreciați foarte mult și să vă doriți așa o fotografie cu ea, nu știu, de-a lungul timpului? Nu apreciez decât pe călugări care au dat viața lui Hristos. Și eu poză nu fac decât cu Hristos, fotografie în inima mea cu Hristos. Atât pentru mine. Eu idolatrizez pe Hristos. Atât. Idolatrie de oameni la mine nu există. Apreciez oameni care au virtuți. Să știți că sunteți idol pentru mulți oameni. E o tâmpenie. Ce? Idol un om la alți oameni. Bă, sunt om și eu. Și sunt om cu slăbiciuni. Păi nu există om fără slăbiciuni. Idolatrizez un călugăr care are virtuți și care a dat viața lui Hristos și care a renunțat la tot ce e pe pământul ăsta pentru Hristos. Păi de la apă, ăla îl idolatrizezi. Ce-l admiri. Dar să-l admiri pe Becali, păcătosul, care jignește, care mai face, care mai nu știu ce, care mai se mânie, care mai judecă pe altul, care vai și vai și vai de capul meu păcătos. Cum să-l idolatrizezi pe el? Pentru că sunteți... Aș vrea să vă întreb, pentru că sunteți tot mai sigur de câștigarea titlului, dacă veți face așa un gest mai special, sunt totuși 9 ani de când așteptați din nou să câștigați campionatul, dacă în momentul în care veți fi campion, veți face vreun gest mai special? Păi am luat mai bacul, deja la mine în curte, l-am reparat, acum urmează să-l vopsesc cum era. Grena parcă era, nu? Sau cum era? Nu, cum era, era în două ape. Da. Era grena cu maroc, ceva, cam așa ceva. Da. Înțelegi? Cam rapidist așa era. Nu contează. Așa era, așa o fac. Așa era. Și voi face același gest acolo la Intercontinental pe care l-am făcut atunci. Cu steagul în mână, direct, pe capotă sus. Vă așteptați să se strângă acolo mulți suporteri ai echipei? Pe plafon, direct pe plafon.
plafon. Dar numai că acum voi avea steagul, dar voi ține mână și crucea. E pentru că numai Dumnezeu face. Nu vezi că ne depărtăm de aici, ca ta. Că mi-a zis Dumnezeu, am zis, Doamne, dacă îmi dai campionatul, dă-mi-l fără emoții. Bă, dacă era la două puncte, măi, domnul Mironică, sunt niște emoții la fotbal de nedescris, de nedestăpânit, greu de stăpânit. Numai când dai 10 puncte, bine, bă, o să fie 7 și care e problema? Înțelegi? Apropo de aceste emoții foarte intense pe care le trăiți, cum sărbătoriți o mare victorie? De exemplu, să zicem că reușiți să o învingeți pe Rapid acum în ultima etapă. Eu, de exemplu, mie mi-a plăcut că eu înainte mă manifestam, am văzut cum se manifestă și toți, țipau, urlau, făceau cu pumnul. Am văzut odată o manifestare a lui Răzvan Lucescu și de atunci mi-a plăcut atât de tare și pe aia mă manifest și chiar în fapt, când stau la televizor, mă manifest cu aia, e manifestarea mea. Ridic mâinile sus, pumne, așa ridicați în sus. Da. Adică, nu știu dacă l-ai văzut pe Răzvan, cum ridică mâinile. Da, acum că ne-ați povestit, am imaginea lui în față, deci în pat vă uitați la televizor și aveți pumnii ridicați, brațele ridicate. Da, da. Dar știți că Răzvan a mai făcut un gest memorabil după un mare succes? A plecat de la stadion pe jos și a oprit un autobuz pe podul Grant acolo și s-a urcat în el. Atunci a făcut-o, a fost o suferință a lui, pentru că n-a fost apreciat prea cum trebuia la Rapid. Și el atunci a fost un moment foarte în care a arătat omenia, sentimentalul de Răzvan Lucescu, sentimentalul și Răzvan sensibilul. A scos sentimentul afară din el atunci. Având în vedere cum joacă în acest moment Florinel Coman, două goluri marcate, Darius Solaru, golghetul campionatului, simțiți că la vară puteți să dați din nou niște lovituri importante pe piața transferurilor cu ei? Păi nu pot da cu Coman. A, nu că pot, că are clauză. Are clauză. Da. Și clauza aia totuși e o lovitură dacă reușiți să-l cer. Cu ce 5 milioane? Lovitură înseamnă 20 de milioane. 30 de milioane, 40 de milioane, 5 milioane, nu-i lovitură. Când o să mai dați o astfel de lovitură? Sau când o să dați o astfel de lovitură? Păi când tu nu vezi că nu există marfă? Am crezut în Tavi Popescu, George, că îl cheamă George acum, că l-am botezat. George, da. Am crezut în el. Acum văd că cine și-a revenit aseară. Dar nu, tot nu e ăla care a fost. Poate cine știe, sunt doi copii acum, unul Toma și unul... Opa, nu știu cum. De Musi pe care l-aveți împrumutat la Petrolul, nu vă place? Îmi place, dar nu e un jucător de multe milioane. E un jucător care are tehnică, driblează, vede bine jocul. Domnul Mironic. Îl luați la vară, îl păstrați la dumneavoastră pe Musi? Îl iau la vară, că deja s-a văzut, adică, dar știi care-i treaba? Un jucător ca să facă multe milioane, ai văzut că el a avut situații când a făcut bine și după aia când a rămas acolo în față, ba, a dat încet, băi, balistul care face multe milioane la 18-19 ani, spulberă, rupe plastele. N-avem niciunul la ora asta în România care să rupă plastele la 18-19 ani, dacă vrei 20 milioane, 30 milioane. Domnule Becali, vă mulțumesc pentru acest dialog. Domnul, să vă ajute. Să aveți o seară frumoasă în continuare. Emil, iată că Băluță, pe care voi l-ați avut la Craiova, e în acest moment mai apreciat de Gigi Becali decât copiii lui, să zicem așa. Florinel Coman, Darius Solaru, nu mai zic de Tavi Popescu. Băluță a reușit să facă diferența în multe meciuri pe care FCSB-ul le-a avut până acum. Bine, el și când a fost la Craiova, mai puțin perioada în care a fost în Cehia, pentru că nu l-am urmărit atunci, dar și la Craiova, vă aduceți aminte că era acel trident cu Gustavo și cu Mitriță, în care au reușit să schimbe soarta multor partide. Deci este un jucător interesant care acum, față de perioada în care eu l-am avut, a căpătat și ceva experiență. Se vede că are o maturitate în joc și a fost de câteva ori a fost decisiv pentru FCSB. Are dreptate domnul Gigi Becali. A fost unul dintre jucătorii exponențiali ai
ai FCSB-ului. Dar să nu uităm totuși că Florinel Coman și Olaru, eu zic că au avut evoluții, adică au un potențial fantastic, parcă și Olaru în ultima perioadă a crescut, are o maturitate, am văzut, știe când să accelereze, când să temporizeze, când să schimbe direcția de joc, atât cu piciorul drept cât și cu piciorul stâng. A avut la golurile pe care le-a dat niște execuții de campionate de top din Europa. Iar la fel, nu mai știi când a fi dreptaș, dacă e stângaș, la ce gol a dat. Iar la fel Florinel Coman, mă uitam și la primul gol pe care l-a dat FCSB-ul ieri, ce preluare a putut să-și facă pe lângă Dimitrov, cum a gestionat situația în continuare. Și, iar la fel și în momentul în care scorul era egal, ați văzut că a avut câteva acțiuni, chiar și accidentat fiind, în care a pus în pericol poarta adversă. Lucian, se anunță, să zicem, sigur, nu ne grăbim pentru că sezonul e departe de bine. Acum începe partea cea mai intensă a sezonului. Dar în cazul în care FCSB, care e totuși favorită, va reuși să câștige titlul, se anunță o manifestare ca pe vremea ta, ca să zicem așa. Ca pe vremea în care tu erai campion cu FCSB, Gigi Becali, cu vechiul lui Maybach, cu care sărbătorea succesele pe vremea când tu jucai pentru FCSB. Călare pe mașină, cu suporteri în jur, în centru, la Intercontinental. Cum ți se pare această perspectivă? Astea sunt deciziile patronului, dacă așa dorește să se exteriorizeze, de ce nu? Mai e mult până departe, campionatul încă se joacă. Chiar dacă e la 10 puncte acum, se înjumătățesc, lucrurile se complică. Ce am văzut și aici la joc, sunt meciuri cu presiune în care jocurile nu sunt chiar așa câștigate dinainte. Sunt de acord că Băluță face un sezon foarte bun, dar într-adevăr calitatea lui Coman și a lui Olaru, și îmi plac și cei doi din spate, fundaș și central, care împreună cu Târnovanu fac o linie defensivă foarte bună. Primul joc a fost bine, acum mai puțin, dar este un jucător de explozie, un jucător foarte bun, care dacă îi dai puțin timp, e încă tânăr, s-ar putea să facă lucruri foarte bune la FCSB și să schimbe puțin discursul de un patron. Emil, Gigi Becali spune că jucătorii sunt jucători, na, sunt tineri, probabil mai ales Borza, Tăia, Valu, nu știu ce. Principalii responsabili sunt alții în astfel de situații, precum cea cu Borza și cu Albu în club, după o înfrângere în campionat importantă. Antrenorul, team managerul, conducătorul delegației, ei sunt principalii responsabili să mențină oarecare disciplina acolo, să zicem. Acum, să vă spun ceva, nu mai suntem acum 40 de ani, cum se întâmpla câteodată, antrenorul secund rămânea și eu când eram pus și mi-aduc aminte, am mers în cantonament cu echipa mare a Craiovei, nici nu mai mi-aduc aminte, cred că Nea Florin Halagian era antrenor și l-a luat am auzit o poveste cu Florin Halagian genială. Ok, intra și te vedea că dormi. Dar nu era suficient, se ducea și punea mâna pe televizor să vadă dacă e cald. Reală pățită de mine. Ai pățit-o tu? Da. Reală, da. Știi că în filmele cu polițiști se duce detectivul că intră în cameră și se duce la pat și pune mâna pe ceașaf să vadă dacă, nu știu, suspectul sau cineva a părăsit de curând camera. Florin Halagian îți încerca. E reală, fiindcă a dat și un exemplu a doua zi. Televizorul nu era dat drumul și a doua zi, uite, camera la frații, sunt Mărtean. Lucrurile stau destul de bine, fiindcă televizorul nu era încălzit, înseamnă că s-a odihnit. Deci e real ce spui, da. Scuze. Bun, erau alte vremuri atunci, dar așa, din punct de vedere al antrenorului, ca ochi, păi trebuie să ne gândim, că eu cred că și echipa Stele, echipa de aur, cred că Halagian a înființat-o la început. Cam așa se spune, da. Da, da. Deci din punct de vedere al ochiului de antrenor pe care îl avea, jos pălăria. Cel mai tânăr campion din istoria Primei Ligi din România, ca antrenor. Cred că la 32 de ani a fost campion cu FC Argeș. Da, da. E adevărat, erau alte vremuri, alte metode de pregătire. Și asta vreau să spun, mi-aduc aminte, Dinus, Dumnezeu să-l odihnească, stătea toată noaptea pe holul hotelului ca jucătorii să nu plece din camere. Deci totuși, au trecut mulți ani de atunci și nu mai poate nimeni să facă așa ceva. E un program pe care trebuie să-l respecte toată lumea.
trebuie să ne gândim că sunt jucători profesioniști, eu știu, poate prin discuțiile individuale pe care conducătorii sau antrenorii le au cu jucătorii respectivi, trebuie să-i convingă că, eu știu, de ce au voie să facă și ce nu au voie să facă. Dar strict la cazul la care bănuiesc că te referi, eu cred, adică eram convins că până la urmă, chiar am și spus ieri, nu mai mi-aduc aminte, m-a sunat cineva, și chiar am și spus că bănuiam că această decizie se va lua, pentru că la un moment dat, încercând să dai un exemplu pentru echipă și penalizând foarte aspru niște jucători de care e posibil să ai nevoie în zilele sau în etapele următoare, poți să te trezești că are tot grupul de suferit din cauza suspendării celor doi. Și nu cred că își dorește nimeni așa ceva la Rapid. Lucian, tu ți-ai dorit vreodată vreo poză cu cineva? Am discutat mai devreme, așa a ajuns discuția. Da, cu Iniesta și cu Zidane mi-aș fi dorit dacă se putea vreodată în viață. Nu s-a întâmplat, din păcate. Lucrurile le gândește diferit. Adevărul că se poate spune că tu ai fost un Iniesta al nostru, așa că... Deși nici cu Zidane, așa să zicem, ca registru. Jucătorii ăștia m-au plăcut foarte tare, sau Ronaldinho, da? Bine, Ronaldinho era cu totul și cu totul altceva. Mi-au plăcut jucătorii de... La pușcărie trebuia să mergi. Jucătorii de genul ăsta, mi-ar fi plăcut să fac poze. Nu sunt habonic, nu stau să fac poze cu oamenii, cu jucătorii, cu poștii mari fotbaliști. Dar, într-adevăr, sunt câteva personaje în lumea asta cu care mi-aș fi plăcut să am așa o poză, o amintire, să știu și eu că am fost cândva acolo aproape de acești oameni. Dar, ținând cont că au făcut sute de milioane poze cu acești oameni, are și domnul Becali rațiunea lui și ideea lui, pe care văd că o ține foarte, foarte tare. Da, da. Emil, acum însă, Rapid trebuie să aibă un jucător care să fie eligibil pentru Naționala de Tineret, titular, pe teren, în permanență, pe parcursul unui meci, și pe lângă Borza soluțiile nu sunt foarte ofertante. Adică, pe de o parte ar fi Cârjean, pe de altă parte ar fi El-Saui, cred că El-Saui. Ar mai fi aici Lucian, trebuie să-i știe bine, îi știu și eu, dar Lucian, da, fiind și antrenor secundar. Aceștia sunt cei doi jucători care se detașează, Cârjean și El-Saui. Adică pentru o echipă care vrea să atace titlul, nu știu dacă sunt cele mai bune soluții. Cam cât timp crezi că va fi această blocadă față de Borza? Cam cât timp Rapid îl va ține departe de echipă? Nu cred că va dura mult. Nu, adică sunt convins adică că o nu va partidă, dura. Să zicem, sau ceva. Nu, sunt convins că nu va dura mult, pentru că v-am zis, și ca antrenor, și ca virgulă conducător, la un moment dat trebuie să te gândești la interesul clubului. Deci interesul clubului Rapid nu este să, eu știu, să suspende un jucător pe care îl are în proprietate pe o perioadă foarte, foarte lungă, pentru că automat nu se mai poate folosi de el. Fiind vorba și de această regulă, pentru că vă dau un exemplu. Poate dacă s-ar fi întâmplat cu unul dintre jucătorii din față, unde Rapid are niște dubluri incredibile acolo. Deci și în benzi, și pe post de atacant central în momentul de față, că eu știu, nu joacă Rahmani, poate să intre Burmaz, sau eu știu, ați văzut, Funșo e rezervă, Petrila e rezervă, jucători care au făcut diferența în turul campionatului. Deci, poate dacă s-ar fi întâmplat cu unul dintre acești jucători, gândindu-te că ai mai multe soluții acolo, poate ar fi fost o pedeapsă mai aspră, să zicem. Nu mă refer aici din punct de vedere pecuniar. Mă refer din punct de vedere al perioadei de suspendare sau eu știu. Dar fiind vorba și de un jucător care este sub regulă, de sub 21, e puțin probabil, pentru că automat pot să apară probleme. Vedeți, Cârjan a început la începutul campionatului, a început ca titular. Și chiar cred că un meci sau două chiar a avut o evoluție bună. După aceea a fost în scădere. Nu întâmplător Rapid, de exemplu, a renunțat la Pănoiu, să zicem, că nu se încadra în planurile tactice ale lor până la urmă. Și l-a cumpărat pe Borza, totuși pe o sumă pentru campionatul român. Absolut, e o investiție foarte mare, mai ales într-un jucător atât de tânăr. Așa este, deci până la urmă dai cu piciorul la o investiție pe care ai făcut-o tu. Să-l salutăm pe fostul antrenor al Rapidului, Mihai Iosif. Salut, Mihai!
Bună seara! A venit această furtună la Rapid cu înfrângerea de la Iași și cu escapada celor doi jucători ai Rapidului în club. Cum ți se pare că a fost administrată această situație? Ar fi trebuit altfel să reacționeze clubul? Deocată vedem că cei doi jucători sunt suspendați, nu mai pot juca pentru Rapid și de asemenea avem câte o amendă de 10.000 de euro pentru fiecare dintre ei. Mă, cred că furtună e un cuvânt destul de mare în momentul acesta. A venit o înfrângere după 5 victorii și e fotbal până la urmă, iar Iașiul era într-o situație destul de proastă încât au dat totul pentru cele 3 puncte. Vis-a-vis de ceea ce au făcut cei doi jucători, cu siguranță în cadrul clubului există un regulament de ordine interioară. Iar dacă ei au plecat în timp, dacă era cantonament, am spus, a fost o greșeală din partea lor și probabil vor suporta consecințele. Am văzut că le-a dat clubul o amendă, i-a suspendat. Nu pot. Cred că trebuie trași un pic de urechi și lucrurile să devină la normal. Să nu uităm că și Rashford a făcut o escapată de genul ăsta la Manchester United acum ceva timp. A fost suspendat, după care a fost deprimit la echipă și a dat și gol. În primul meci de după tot scandalul acela, a marcat pentru Manchester United, într-adevăr. E un exemplu foarte interesant în acest context. Crezi că negocierile pe care Albu le poartă cu echipa Rapid, cu clubul Rapid, ar putea fi afectate de acest incident? Cred că ar putea fi afectate din punct de vedere al Rapidului. Iar la Bursa a fost o investiție. S-au dat niște bani pe el, jucător tânăr. Nu poate clubul renunța așa ușor la tot. La el și din punct de vedere fotbalistic și din punct de vedere material. E părerea mea. Oricât... Cred că a fost o greșeală și trebuie să învețe cei doi de așa ceva. Mai ales că miercuri era meci. Da, este și această etapă intermediară. E o distanță mică între cele două partide în timp. Dacă meciul era sâmbătă sau duminică și aveau acceptul conducerii tehnice al antrenorului, al staffului, lucrurile erau altfel. Da, vedem că așa cum știam, de altfel, în Giulești se trăiește foarte intens această pasiune pentru Rapid și, în general, în lumea Rapidului. Și de această intensitate a sentimentelor nu a scăpat nici Cristi Săpunaru, care a mai fost așa certat după această greșeală pe care a făcut-o în meciul de la Iași. Au fost suporteri ai Rapidului care s-au întors împotriva lui. A fost o gafă. Este clar că a greșit la acel gol, dar atâta tot. Cristi este o emblemă a Rapidului și trebuie să ducă emblema mai departe, mă repet. Iar cred că au fost exagerate anumite critici, chiar dacă ne uităm și la faza golului, cel de Borda în speță trebuie putea strânge mult mai mult. Mult mai mult. Este clar, este gafa lui Cristi. 90%, 95%. Dar se întâmplă fotbal. Mă gândeam la portarul, la Carius, chiar când l-am văzut. Nu știu, cred că este prea mult. Bine, Carius, cel mai mare gafer pe care l-am văzut în istoria recentă. Așa am văzut, a apărat iarăși acum zilele trecute. Da. Deci gafele sunt în fotbal. Nu poate fi fotbal fără gafe. Iar asta a fost o greșeală din partea lui Cristi și s-a întâmplat. Rapidă pierde pe terenul unei formații care era și este în continuare zona periculoasă a clasamentului. Crezi că această înfrângere afectează speranțele Rapidului pentru câștigarea campionatului în acest sezon? Eu cred că Rapid se poate bate la campionat în continuare. Din punctul meu de vedere, au tot ce le trebuie pentru a spera la campionat. Mihai Iosif, nu cred că această înfrângere poate
E clar, FCSB-ul au 10 puncte avans. Mai este CFR-ul. 10, care de, este... pot deveni 5, să nu uităm că rapid, 5, rapid mai, este... Mai este meciul direct. Da. Mai este și CFR-ul cu aceleași șanse ca și rapid un număr de puncte la fel. Deci eu, este o înfrângere, dar nu cred că nu trebuie să renunțe la visul de a câștiga campionatul. Mihai Iosif, să mulțumesc. Să lupte până la capăt și să aibă încredere că pot reuși și nu pot reuși decât uniți. Da. Să sperăm că această luptă va continua cât mai mult în acest sezon, pentru că e foarte interesantă, desigur, pentru cei care privesc Superliga. Mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Seară mulțumesc frumos. Și eu, emisiune plăcută, o seară plăcută. Cum vezi, Lucian, în continuare această luptă pentru titlu? Deschis oricum, am și zis, sunt 5 puncte între ele, Rapid într-adevăr trebuie să-și revină acum cu toată tevatura asta care s-a creat în jurul acestor jucători. Nu știu dacă într-adevăr atmosfera este la fel de impresionantă ca și cum era acum 5 etape când câștigau că pas cu pas. Poate, pentru că următorul meci al Rapidului vine la puține zile. Poate afecta, să zicem așa, sentimentul care există în interiorul grupului, acest incident? Afectează sigur. Dacă într-adevăr reușeau să țină în bucătăria lor acest incident și îl discutau acolo, probabil respectul care îl aveau față de echipă și față de conducere, față de fani, era cu totul și cu totul altul. Acum, și dacă îl bagă pe Borza, exact cum zicea domnul profesor, după acești 10.000 de euro amendați, intensitatea lui și gândul lui stă în altă parte și va încerca să dea cumva o palmă, deși nu este cazul în momentul la acest copil. Ți s-a întâmplat să ai ieșiri într-un club de 10.000 de euro? Nu ieșeam la cluburi, dar am primit o amendă mai usturătoare decât acești băieți de la Gloria Bistrița când am luat un cartonaj roșu. Și am fost amendat cu vreo 35.000, fiindcă am adus prejudicii imaginii Gloriei Bistrița. Stai puțin! Despre asta vorbesc. 35.000 de euro la Gloria Bistrița amendă? Da. Bine că cei doi care m-au amendat și așa nu mai sunt între noi, Dumnezeu să le facă parte. Dar asta a fost suma și am înțeles, pe de-o parte am înțeles, fiindcă ulterior am plecat la Vaslui, nu a fost chiar o problemă atât de mare. Dar, de ce te-au amendat? Că ai luat un cartonaj? Am luat un cartonaj roșu, că am jucat la Urziceni și domnul Halagian a zis că am adus un prejudiciu imens fotbalului bistrițean și într-adevăr trebuie să suport consecința acestei amenzi usturătoare. De asta zic că am fost în situația acestui băiat. Nu ai fost și, de trei ori mai... Da, dar ca idee, deci fiindcă acest băiat... 30, deci nu-mi revin, pentru că 35.000 de euro amendă în 2000... Acum... Bine, s-a scurtat vreo 6 luni de salarii, e ok, adică da, lucrurile s-au prescris. Ideea e că acest banii erau mult mai mulți, 35.000 semnau infinit mai mult decât 35.000 acum. Pe mine mă interesează cumva emoțional cum reușești să-l recâștigi pe borsă. Din punctul ăsta de vedere, cred că dacă puteau să o gestioneze diferit, poate și lucrurile erau diferite. Este un foc acolo care molcă la ei în grup și nu știu dacă face chiar într-adevăr bine acestui grup, fiindcă dacă stăm să-l analizăm și pe Albu, are meciuri foarte multe jucate, 90 de minute cu execuții. Fost jucător de bază, da. Jucător de bază, un jucător de experiență care acum, pe final, când lucrurile se strâng și se... ai nevoie de un jucător cu experiență care să poată să ducă jocuri. S-a mai întâmplat, jucători nu e ca și cum nu au mai plecat, jucători în cantonament sau și-a văd că toată lumea ia parte acestui club. Eu mă duc și pe partea, hai să iau un barca celorlalți. Nu aș critica atât de aspru ieșirea acestor jucători, chiar dacă e după o înfrângere, chiar dacă poate aduce un prejudiciu de imagine, totuși acești jucători trebuie înțeleși și dacă reușești să-i câștigi, cu siguranță și ei vor avea un alt aplomb și o altă valoare asupra jocului, ținând cont că Borza nu a fost chiar la un nivel superior din punct de vedere al jocului. Dacă reușeai să-l ții acolo și nu-l amendai atât de aspru, probabil acest jucător își dădea seama că totuși e un copil și reușea cumva emoțional să treacă peste moment și să ajute mult mai în clubul. Asta mi-e teamă la acești copii care, după această amendă și după această discuție în jurul lor, să nu aibă un recurs și să se ducă în jos și să nu mai poată să te ajute deloc. Și să trebuiască să schimbi sistemul de joc, să trebuiască să faci, să implementezi diferit jocul și nu este cazul că Rapidul chiar într-adevăr în cele 5 meciuri, chiar dacă a avut așa momente în care aveam impresia că s-ar putea să nu reușească să câștige, uite, totuși au făcut puncte multe și rezultate pozitive. Deci eu nu cred că jocul cu Boliaș s-ar putea să-i tragă atât de mult înapoi cât
toată atmosfera asta care s-a creat în jurul acestor doi jucători. Apropo de ce ne spune Lucian, că poți recâștiga niște jucători, poate cu altă abordare, de curând am ascultat aici la ProSport Live o poveste cu niște jucători ai Stelei, din marea echipă pe care o conducea Emery Kenney, care au fost lăsați tot așa, erau într-o perioadă la munte și s-au întors mult, deși li s-a spus, să zicem, nu știu, până la 12, să fiți înapoi până la miezul nopții. Întoarcerea s-a petrecut mult mai târziu. Și Emery Kenney s-a făcut că nu vede. Adică nu li s-a... Și jucătorii au fost foarte rușinați și nu știau cum să reintre în grațiile lui și, mă rog, a fost o altfel de abordare din partea lui Emery Kenney. Și e foarte important acest aspect. Așa cum știe antrenorul să gestioneze. Lucian a avut perfectă dreptate, pentru că în cazul lui Borsa acum, presiunea pe umerii lui se amplifică în continuare. Deci dacă până acum, dacă ar fi greșit cumva, lumea poate ar mai fi, sau spectatorii ar fi putut să accepte o greșeală, acum va fi foarte greu ca publicul să accepte o greșeală din partea lui. Da, bună observație. Va fi o presiune, într-adevăr, va fi o presiune amplificată pe umerii lui. Și el, de exemplu, Borza e deja un jucător tânăr, mă rog, sunt lucruri complicate și nu este nici cel mai strălucit apărător, de exemplu, și mă rog. Dar ne întoarcem la această discuție, însă suntem acum în legătură cu Cornel Schweitzer. Bună seara, domnule Schweitzer! Bună seara și invitatul dumneavoastră! Aveți acolo la Iași un club, dincolo de clubul de fotbal, dar aveți un club din ăsta de noapte, să zicem, irezistibil. Am văzut că doi jucători ai Rapidului nu au putut rezista și... Păi da, un oraș de Italia, Iașului, cu... Îți dați seama că studenți sunt și cluburile sunt bune. Da. Cred că era mai bine să folosiți femininul, cu atâtea studente în... Da. Era bun, în timpul liber, până la urmă, sunt tineri și... Dar trebuie să știi când trebuie să mergi la club, da? E problema adânșilor. Da. Iașiul este și un oraș cu foarte multe frumuseți, nu numai arhitectonice, dar și de altă natură. E un oraș minunat. Lucian Sârmărtean, care juca la distanță mică de Iași, la Vaslui, cred că își aduce aminte de cât de frumos era orașul Iași. Nu, Lucian? Drăguț, da. Ne confirmă. Da, sigur că Lucian era atunci, da. Toți colegii lui la Iași veneau. Exact. Și îi vedeam pe mult sau pe în oraș. Da, cred că Wesley cunoștea mai bine Iași decât Rio de Janeiro. Da, dar probabil că mergeau cu siguranță, se deplasau până la Iași doar în timpul liber. Da. Felicitări pentru această victorie. Vă așteptați să obțineți un asemenea succes în condițiile în care Rapid avea 5 din 5? 5 victorii în 5 meciuri în acest an? Da, mulțumim. Mă așteptam că echipa să aibă reacții. În primul rând știam că va fi stadionul populat, vom avea asistență mare de spectatori și când joci cu Rapid, Dinamo, FCSB, știți foarte bine tot timpul, jucătorii chiar încearcă. Din păcate, nu reușesc să capacitate la fiecare joc așa. Nu numai Politehnica Iași. Toate echipele. Cu echipele care se bat la titlu, am reușit și ne-am cu Rapid, cum am spus și dumneavoastră, după 5 victorii consecutive. Am oprit Rapidul, știam că e o echipă care va veni să joace, să obțină rezultat. Dar credeți-mă că credeam într-un rezultat bun. Cinstit, doream să nu pierdem, în primul rând. Și deja, înainte de golul 2, eram mulțumit, să fiu sincer, și cu egal. Având acea revenire de senzație a lui Alin Roman, care mă bucură enorm pentru reușita lui. Un jucător important în angrenajul echipei Politehnica Iași și un jucător care, iată, e la 8-lea gol și 4 asisturi. El, din păcate, ne-a lipsit mult, s-a văzut în jocul echipei și vă dați seama, a revenit cu reușită de senzații pentru noi, în primul rând pentru cele 3 puncte, că Politehnica Iași avea mare, mare nevoie și cel mai mult mă bucur că
publicul spectator a plecat foarte încântat de la meci în fața Rapidului. A fost sărbătoare la Iași sâmbătă seară și cel mai mult m-am bucurat de lucrul acesta. Ați subliniat această revenire a lui Alin Roman, care marchează acest gol atât de important și atât de frumos. A fost chiar aproape de a cincea pasă decisivă în acest meci, pentru că i-a dat o pasă foarte bună lui Harrison. Da, lui Harrison. A fost la limită acolo. Da, la fel, repet, e un jucător important pentru noi. Mă bucur pentru reușitele lui, mă bucur că am avut ochi pentru el și îl știam din Austria și l-am adus la Iași anul trecut în lupta pentru promovare și e un jucător matur deja, anul acesta face 30 de ani și s-a văzut, a jucat ultimii 4 ani în Austria și lucru care i-a făcut bine, s-a maturizat și e un jucător important în Liga 1. Credeți că el ar putea fi interesant pentru echipe mai puternice din campionatul nostru, ar avea învergură pentru un club mai mare? Eu mi-o doresc să rămână cât mai mult la Iași, el e sub contract și anul următor cu noi. Ați văzut că am încercat să aducem jucători, pentru că, repet, victoria e importantă, dar nu avem liniște încă la Iași, pentru că suntem în lupta aia direct, acolo cu Dinamo, cu Chece Botoșani, cu Voluntari, cu Craiova, unde vom juca mâine și drumul e lung până la supraveterii în Superliga. A fost o etapă perfectă pentru dumneavoastră, Botoșani, Dinamo, ținute... Veneam și după două înfrângeri, în minutul 93, erau victorii importante în fața celorlalte, a Voluntarilor, unde am jucat pro și am obținut un punct. Noi nu ne batem cu Rapidul, suntem în zona aia. Da. A play-out-ului, împărtășiți această idee pe care a exprimat-o Mihai Bordeanu, că se trag sforile pentru ca Dinamo să fie salvată de la retrogradare și eventual Iași să fie echipa care să fie retrogradată în locul lui Dinamo? Nu cred, pentru că mai sunt multe jocuri de jucat. O să joace pe teren, eu vreau să cred lucrul acesta. Mă cunoașteți acum, știți bine cum am jucat și ultima etapă în lupta pentru promovare cu la Iași, cu Dinamo. Și Dinamo e clar, e o echipă, e un brand, e o echipă mare și îi doresc să iasă de acolo, dar cred că e prea devreme. Încă sunt multe jocuri și multe puncte puse în joc. Eu, mai asta ne dorim, m-am spus-o și o repet, dorim să ne consolidăm ca și club, în punct de vedere sportiv, anul acesta și administrativ, să trăim în Superliga, pentru că este impactul cu Superliga, chiar dacă Iași a fost în Superliga, în primul sezon e destul de complicat. Chiar dacă avem jucători cu experiență, și mă refer și la Silviu Lung, care ne-a lăsit în câteva jocuri și dispar, am avut câțiva jucători importanti care nu i-am avut la ultimele jocuri. Important e că am reușit și în compartimentul ofensiv să aducem jucători care se pare că sunt ce trebuie la momentul ăsta. Mai au nevoie un pic de adaptare și sper să facem jocuri la fel de bune. Guvernul României a aprobat construirea sălii de 100 de milioane de euro la Iași. Va fi un proiect grandios, fără îndoială. Dumneavoastră sunteți implicat la echipa de fotbal, nu trăiți acest regret, nu aveți această invidie, poate, că, iată, va exista la Iași o sală extraordinară, dar în privința stadionului nu există același viitor pe termen scurt. Am cosmetizat mult și la stadion, toți musafirii care am văzut au remarcat lucrul acesta, de când am ajuns la Iași, care am insistat pe acest lucru. E un stadion vechi, arată bine acum, dar cu siguranță o să vedeți un stadion nou și la Iași. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog cu noi, Schweitzer. O seară frumoasă în continuare. Emisiune plăcută. Mulțumim, seară frumoasă. Emil, FCU Craiova, cam leagă înfrângerile. La un moment dat Adrian Mititelu vorbea despre această ambiție de a intra în play-off cu echipa sa, în premieră, ar fi fost lucrul acesta, dar acum trebuie să privească în spate un pic cu atenție, cu îngrijorare. Da, așa este.
chiar dacă la începutul campionatului a anunțat că își dorește play-off-ul și, ca să fiu sincer, să știi, s-au făcut investiții mari la FC-ul Craiova. Nu știu dacă la nivel cu cealaltă echipă din Craiova, cu Universitatea sau, mă rog, dar oricum e un lot de jucători foarte bun. Am înțeles că au condiții foarte bune de pregătire, este o bază nouă cu terenuri de antrenament. Adevărat, parcă în ultimele două etape și acasă cu CFR-ul și acum la Sibiu, chiar dacă au avut o ocazie, o lovitură liberă prin Bahasa în prima repriză, deci ocazia cea mai importantă a primei reprize a fost a lor. Dar parcă nu i-am văzut așa de disciplinați din punct de vedere tactic în comparație cu echipa Sibiului, care știm că Hermannstadt este una dintre cele mai disciplinate echipe din punct de vedere tactic, după părerea mea, din campionat. Da, sunt într-o zonă periculoasă, dar să știți că nici celelalte echipe care sunt la 35 de puncte, de exemplu, la înjumătățire e posibil sunt orice. Acolo. Pentru că după pierzi o etapă sau două și câștigă celelalte, se încinge lupta imediat. Dar, e adevărat, cu cât reușești să acumulezi mai multe puncte și să termini sezonul regulat sau regular, nu știu cum se... Înțeleg că regulat, deși avem această pudibonderie, să nu folosim acest cuvânt. Da, înțeleg că așa ar fi corect. Da. Eu cred că totuși echipele care vor termina acolo în frunte vor avea și un atum moral pe parcursul play-out-ului în comparație cu cele care sunt în subsol. Dar... nu este lipsită de griji FC-ul Craiova. Lucian, cred că deja peste o lună aveți din nou meci în preliminariile campionatului european cu Naționala de Tineret și vedem că titularul vostru meci de meci din această campanie, Pantea, nu va mai fi disponibil. Borza, în celălalt flanc al apărării, iarăși are niște probleme la club. Probabil că le se vor regla până atunci, dar eu... Vor regla și domn selecționer caută și de asta și mergem peste tot la toate jocurile. Să mai aș mai adăuga un pic la lista de probleme. Sunt jucători care putem că să... Mazilu, care era titular de asemenea în această campanie... Aici avem o problemă, să știți. S-a dus sub nivelul mării, că țările de jos sunt sub nivelul mării. Și el, glumind un pic acum, s-a rătăcit pe acolo. Asta este problema noastră cu Mazilu. Este într-adevăr o reală problemă pe care selecționerul o are. Ne preocupă foarte mult situația lui, fiindcă este un jucător de dezechilibru, un jucător talentat, care nu reușește să facă față acolo și lucrurile astea ne preocupă. Mai avem și Rareșilie cu probleme. Adică lucrurile nu stau chiar grozav. În clasament stăm bine. Dar... clasament stăm bine, dar vom găsi soluțiile și cu o atentă analiză și organizare, cu siguranță acești băieți care cu siguranță vor intra foarte bine, dacă mă întreb, și un Oteliță dacă intră sau un Orean, dacă intră Tavi Popescu, care este într-o formă foarte bună. Găsim soluții ca această echipă, într-adevăr, să-și urmeze cursul și să reușească să califice. Dacă glumim, ca din aur am văzut pe domnul Schweitzer, a fost o mare sărbătoare la Iași. Era păcat să nu ia parte și acești doi băieți. Deci ei au din plin au trăit victoria Iașiului, dacă e să glumim. Dar încă o dată, eu aș fi de parte acestor doi jucători, i-aș câștiga și nu aș atrage foarte mult atenția asupra lor, fiindcă lucrurile se pot complica pentru Rapid, creând o atmosferă ușor artificială, ușor, cum se întâmplă la Rapid, cum se întâmplă și la FCU sau la CSU. Craiova, oricum, ca și Rapidul, sunt așa niște zone de-astea minate, niște zone destul dar de... Dar sunt cele mai frumoase. Sunt cele mai frumoase, într-adevăr. Adrian dar Păunescu nu a făcut timp pentru Bistrița sau pentru Iași. Da, dar sunt la extreme. Sunt la extreme, din este, păcate. Sunt echipe care inspiră artiștii, care... Într-adevăr, și Mititelu, într-adevăr, domn Mititelu are, într-adevăr, la Timon niște jucători foarte, foarte buni, care nu cred că vor lăsa chiar așa talentul ăsta să scalde în nisipurile astea mișcătoare de pe la final, cred. Că ai câțiva jucători de excepție și e păcat să nu vezi calitate și clasă. Pentru mine este unul de marile mistere din acest campionat. Cum FC-ul Craiova cu echipa aceea frumoasă pe care are cu lotul acela, cu jucătorii aceia deosebiți pe care i-are, este atât de jos.
Știi care e problema? Uită-te la golurile pe care le au primite. Eu de asta am spus. Da, că e o apărare de retrogradare. Cred că decât Botoșani are cu un gol sau cu două goluri mai multe, 40 și ceva, 44 de goluri, cred, primite până în momentul de față. E pe locul 2 la echipele cu cele mai multe goluri primite. Deci cred că aici este problema. Adică nu zice nimeni, ai calitate deosebită în față din punct de vedere tehnic, dar trebuie să respecti niște principii. Craiova este echipa să de pe Maidan. Niște culoare, da, să închizi niște pe culoare. Pe Maidan, cum ziceam, păi să dăm un pic mai mult decât aia alții. Asta era filozofia pe Maidan, în curtea școlii, nu? Dă un gol mai mult decât ăla. Nu era vorba de rigoare tactică și așa mai departe. Dar este o echipă frumoasă, o echipă care poate să alterneze rezultate surpriză, pozitive cu negative, de la o etapă la alta. Emil Sădoi, Lucian Sămărtean, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ProSport Live. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că v-ați uitat la emisiune și vă așteptăm și mâine seară aici la ProSport Live de la ora 18. Să aveți o seară frumoasă în continuare.